Profitul net al industriei va scădea la 3,5 miliarde de dolari anul viitor, față de 6,9 miliarde anul acesta, marjele prăbușindu-se la 0,6% față de 1,2%, relatează Bloomberg. Mai mult, oficialii IATA spun că dacă situația crizei datoriilor scapă de sub control, atunci industria ar putea să fie neprofitabilă anul viitor. Air France, KLM, cel mai mare operator aerian din Europa, a estimat în noiembrie că va înregistra pierderi în acest an, în timp ce al doilea operator ca mărime, Lufthansa, se așteaptă la un declin al profitului operațional.